găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii pentru noi femeile. De această dată vă invităm în Biblioteca Românească de Carte Creștină și în special carte creștină scrisă de femei, pentru femei, ținând cont de faptul că apar cărți care ne bucură să le deschidem și care ne umple sufletul de experiențe cu Dumnezeu, nu vrem să trecem cu vederea lansarea a două cărți care au avut loc anul acesta, Inim lângă inim și Schimbăm inima, de Ana Tătar Andraș. Autoarea este prezentă astăzi în studio și vom deschide cărțile împreună și ne va împărtăși din experiențele unei femei care aude de la Domnul și scrie pentru noi ceilalți. Bine ai venit, Ana! Mulțumesc! Bine v-am găsit! Mă bucur că ești aici cu noi și mă bucur de cărțile tale. Mă bucur pentru că prin activitatea ta contribui la zidirea spirituală a românilor și, de ce nu, chiar la dezvoltarea culturii. Pentru că cuvântul scris este făcut să ne dezvolte din punct de vedere intelectual și spiritual. Aș vrea să trecem peste cărțile tale în această emisiune și să le spui secrete despre ele. Hai să începem cu primele. Ai două cărți care au apărut mai de mult. Da. Aș vrea să încep cu prima carte. Este cartea Deschide-mi ochii. Și aș vrea să vă spun cum s-a născut această carte. Eu niciodată nu am visat să scriu cărți, nu m-am gândit că o să scriu cărți, nu m-am rugat pentru această lucrare. Și este pentru mine o minune că am scris și prima carte, și a doua, și a treia, și a patra. În anul 2009, înainte de Sărbătoarea Mulțumirii, m-am tot gândit cum să-i mulțumesc Domnului. De fiecare dată îi mulțumeam Domnului pentru mântuire, pentru familie, pentru mâncare, îmbrăcăminte, mașină, tot ce aveam și tot ce eram. Și parcă totuși anul acesta, în 2009, m-am gândit să îi mulțumesc altfel Domnului și nu știam cum să o fac. Și tot gândindu-mă, m-am hotărât să scriu o mulțumire. În acel an studiam eu Biblia cu un grup de surori, studiam Evanghelia după Ioan și am scris această mulțumire din Evanghelia după Ioan. După mai multe zile am mai scris o mulțumire. Și mulțumirea era un eseu, mă gândesc, un eseu, dar și o rugăciune pentru adevărurile pe care le-am înțeles din Evanghelia după Ioan. Am mai târziu, la începutul anului, spre sfârșitul anului, în 2009, m-am gândit ce să-mi doresc eu pentru anul viitor și tot mă rugam Domnului și ziceam, vreau și eu să-mi propun ceva pentru anul 2010. Și tot gândindu-mă, m-am gândit să scriu, să am timp mai mult să scriu, să am timp mai mult să mă rog, să petrec mai mult timp cu Domnul. Și tot așa mă rugam, Doamne, vreau pentru anul 2010 să petrec mai mult timp cu Tine. În primăvara anului 2010 aveam în jur de 30 de pagini scrise și mă gândeam să le împărtășesc cu cineva. Mă gândeam să am un grup de surori și să le spun ce am învățat eu din Evanghelia după Ioan, dar nu am reușit. Și a trecut vremea și mă gândeam ce să fac, cui să spun. Recitindu-le, mă bucuram așa de mult și ziceam, Doamne, eu toată viața am fost în biserică și am știut și Evanghelia după Ioan și am recitit-o și re-recitit-o. Și totuși mai găseam atâta lumină și atâta bucurie recitind. Și îmi doream foarte mult și alte surori să descopere experiențele acestea. Și am avut încredințarea în inima mea să scriu o carte. În vara anului 2010, m-am rugat o zi, în special m-am rugat pentru această carte, ca Dumnezeu să-mi dorească un titlu. Și mi-am amintit la sfârșitul zilei despre primul meu volum de cântări înregistrat cu numele Deschide-mi ochii.
mi-am amintit de bucuria pe care am avut-o atunci și parcă m-a inundat din nou o bucurie pe care nu o puteam stăpâni și din acel moment am știut că și această carte se va numi Deschide-mi ochii. Așa a luat ființă cartea Deschide-mi ochii. Este o carte de meditații biblice zilnice, bazată pe Evanghelia după Ioan, pe un an de zile, în fiecare zi o meditație. Se adresează în mod special femeilor? Sau poate fi citită și de tineri sau de bărbați? Da, pentru că este bazată pe cărțile biblice. Toate cărțile mele sunt bazate pe texte biblice, pe cărți biblice. Ele pot fi citite de oricine iubește pe Dumnezeu. Sunt adevăruri care ne folosesc tuturor. Și cărțile mele au ceva special, ceva ce mi-aparține mie. Îmi plac foarte mult întrebările. Și aceste cărți sunt pline de întrebări. Poate că se găsesc mai multe întrebări decât răspunsuri în cărțile mele. Ceea ce mă bucură, pentru că ne cercetează viața și ne ajută să ne evaluăm, să vedem trăirea noastră, să ne cercetăm viața dacă o trăim sau nu în baza adevărurilor pe care le știm. Înțeleg că tu, de fapt, propui un dialog cu cititorul. Da. Îl provoci la meditație și la întrebarea pe care i-o pui, răspunsul poate să-l completeze fiecare în dreptul lui. Nu dai tu răspunsul, ci îl lași pe el să se evalueze și, așa cum spuneai, că citind și recitind, poate că eu, cititorul, astăzi dau un răspuns, dar mâine sau peste un an de zile voi da un alt răspuns la întrebarea ta, având o altă stare. Poate mai bună, poate mai rea. Da, așa e. Deci acesta este începutul. Acesta este începutul. Nu m-am gândit că va urma a doua carte și a treia și a patra. Pentru că n-am știut că acesta va fi viitorul meu. Deși acum, privind în urmă, văd cum m-a pregătit Dumnezeu pentru acestea. Toată viața mea am fost în biserică, am iubit studiu, am iubit rugăciunea, am chiar predat Biblia în școli publice. Deci Domnul m-a pregătit prin toate ca să am o bază pe care să clădesc mai departe. Și sunt așa de bucuroasă că Dumnezeu îmi dă ocazia aceasta să slujesc prin scris și prin scris. Știi ce mă impresionează? Faptul că nu știam că așa ai început să scrii și mă gândeam că cine știe cât de mult au fost începuturile. Cu cine te aș asemăna? Cu Ana, mama lui Samuel, care multă vreme n-a putut să aibă copii, dar dintr-o dată a avut un copil și apoi au putut să vină și ceilalți. Deci primul a fost mai greu și să știi că o să-mi amintesc de tine versus mama lui Samuel, femeia care... Da, avem și același nume. Da, da. Da, și de multe ori când mă gândesc la numele meu, îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru numele meu, pentru că are așa o semnificație deosebită și îi mulțumesc și mamei mele care mi-a dăruit acest nume. Ținând cont de faptul că nici tu nu ai copii naturali, asemănarea este și mai mare și pot să fie o încurajare pentru alte femei care poate nu au putut să nască copii, dar pot să facă pentru Dumnezeu cu mult mai mult decât majoritatea. Da, și pe vremea când predam Biblia la liceu de muzică, a venit una dintre mame la mine, acum mi-amintesc, și îmi zicea, tu ești ca o mamă pentru copii. Și așa de mult mă iubeau copiii și aveam în jur de 300 de copii pe an la liceu de muzică, la școala generală din Iris și la școala generală numărul 21 din Mănășturi. Și mă bucuram așa de mult că aveam și eu copii. Orice femeie își dorește să aibă copii și să îi crească, să le dea o educație. N-am avut această ocazie să am copiii mei, cum zici tu, într-adevăr, dar Dumnezeu mi-a dat ocazie să-i ajut pe alți copii să crească în învățătura Domnului și acum și prin cărțile mele sunt meditații special pentru mame și copii, de aceea oricine poate să le citească. Se spune că
La un moment dat, cartea poate fi un prieten al nostru. De fapt, noi putem să ne împrietenim cu autorul sau cu autoarea unei cărți fără să-l fi cunoscut personal. Așa că, prin cărțile tale, poți să-ți faci o mulțime de prietene, o mulțime de fiice spirituale Da, așa care este. să fie crescute, să fie hrănite prin această încurajare pe care tu le aduci prin ceea ce ai scris. Da, mulțumesc. Aș vrea să prezint cartea a doua. Da. Cartea a doua este foarte specială pentru mine, pentru că s-a născut dintr-o situație foarte specială. Este vorba de Biruiește, da? O cheamă Biruiește și este ca o poruncă. Noi trebuie să fim biruitoare. Și Domnul ne spune, biruiți răul prin bine, este ca o poruncă, biruiți, biruiește. Am și Ce văzut trebuie să biruim? ca moto ai Cam pus asta. Romani 12 cu 21. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Da, răul nu se biruiește decât prin bine. Și binele este unul singur. Domnul Iisus i-a spus și tânărului bogat, binele este unul singur. Și binele vine de la Dumnezeu și Dumnezeu ne învață binele în fiecare situație prin care trecem. Să ne întoarcem înapoi la cartea noastră. În primăvara anului 2010 am trecut printr-o stare de apăsare foarte grea. Și deși am fost toată viața mea în biserică și am cunoscut cuvântul lui Dumnezeu, l-am iubit deja, scrisese în prima carte, așa mi-a fost de greu și n-am știut ce să fac, cum să fac, cum să depășesc cum să ies din această groapă. Într-o zi m-am dus acasă de la locul meu de muncă și am luat Biblia. Am deschis-o la Psalmul 27 și am început să strig către Dumnezeu, cum niciodată n-am strigat. Am strigat începând cu Psalmul 27 până la 40. Și când am ajuns la Psalmul 40, vocea mea s-a potolit și am început să vorbesc normal. Și am știut în acel moment că Domnul a adus eliberare în viața mea. De atunci, ori de câte ori citesc în Biblie, cuvântul strigă, are o însemnătate deosebită. Și știu ce înseamnă să strigi către Domnul. Uneori ne rugăm așa de simplu și credem că o rugăciune simplă poate rezolva problema. Uneori, o rugăciune simplă poate rezolva problema. Dar mă gândesc că uneori trecem prin viață când trebuie să aducem strigăte și Domnul s-a rugat cu strigăte mari și cu lacrimi. Și uneori când trecem așa prin greutăți, trebuie să strigăm către Domnul. Să vă spun ce spune Psalmul 40. Când am ajuns la Psalmul 40 și mi s-a potolit inima și Duhul, am citit aceste versete. Îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a auzit strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlii, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii. Dumnezeu ne poate scoate din orice groapă prin care trecem. Uneori ajungem în grop din cauza noastră, din cauza păcatului. Alteori ajungem în groapă din cauza altora. Și uneori ajungem în grop fără să știm ce se întâmplă în viața noastră. Uneori pierdem pe cineva drag din familie, alteori ajungem în boală grea și nu știm ce se întâmplă și atunci cădem. În orice groapă ajungem, Dumnezeu poate să ne ridice. Această experiență m-a determinat să scriu cartea Biruiește. Și în această carte proclam prezența lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciuni biblice, pe anumite subiecte. Și dacă vrei, citește cuprinsul. Da, chiar asta mă gândeam să fac, pentru că poate fi o invitație pentru cititoare, pentru oricine se găsește sau ne putem găsi mâine într-o astfel de stare. Biruiește, biruiește depresia, biruiește teama, biruiește mânia și amărăciunea, biruiește neiertarea, biruiește lăcomia, biruiește idolatria, biruiește necredința, biruiește mândria, biruiește înșelăciunea, biruiește nesiguranța, biruiește prin rugăciuni și cântări. Este foarte important să ne rugăm biblic.
mai ales pentru noi cei care ne rugăm de mici, așa cum simțim. Putem să greșim. Putem să ajungem să-i cerem mereu lui Dumnezeu, cum se întâmplă. Doamne, dă-mi, acum am nevoie de ajutorul Tău, te rog frumos pentru cineva. Noi tot îl rugăm pe Dumnezeu. Este foarte important să învățăm să proclamăm cuvântul lui Dumnezeu în rugăciunile noastre. Să ne rugăm biblic. Să citim un verset. De exemplu, versetul, nu te lăsa de la început. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Doamne, Tu mi-ai spus să biruiesc răul prin bine. Tu mă vei ajuta să biruiesc răul prin bine. Te proclam pe Tine ca Domn și Stăpân în viața mea, care biruiești răul prin bine. Da. Și cartea a apărut în 2010? În 2011. În 2011. În 2011 la editura Carmel Print and Design din Arad. În câte exemplare s-au publicat cărțile? 1000 de exemplare. 1000 de exemplare. Și dacă cineva dorește să intre în posesia acestor două prime cărți pe care le-ai avut, cum ar trebui să procedeze? Pentru primele două cărți pot să le găsească la Radio Vocea Evangheliei Oradea, la librăria Grema. Deci librăria Radio Vocea Evangheliei Oradea, da. Librăria Grema, la librăria Carigma, Cherigma din Cluj, la Biserica Baptistă din Iris Cluj. Deocamdată acestea sunt centrele. Ok. Din ce am văzut pe blogul tău personal, cărțile sunt disponibile în variantă electronică. Da, așa este. Mulțumesc Domnului că m-a ajutat să am un blog personal unde pot să pun spre citire și achiziționare cărțile în varianta electronică. Blogul meu personal este anatatarandras.wordpress.com. Tot acolo pe blog pot afla cântece, audiobooks, revista Deborah și multe alte informații și plus o meditație pe zi. Și am văzut că la meditație putem să ne abonăm, da. Și ni se trimite pe mail ceea, da. Ce tu postezi în fiecare zi, așa am procedat eu, de exemplu. Da. Și m-am bucurat să primesc ceva proaspăt în fiecare zi, un e-mail care să-mi aducă bucurie, da. Și să mă inspire la meditație, bineînțeles. Tu locuiești în Statele Unite, în North Carolina, ești plecată de peste 10 ani, ai ales să scrii în limba română. Nu te-ai gândit la americani să scrii și pentru ei? Noi suntem străini și călători pe pământ, dar cei care plecăm din țară chiar experimentăm asta. Oriunde te-ai duce, ești străin și călător. Și te simți mai bine în limba ta și în cultura ta. Noi avem biserici românești și participăm la bisericile românești. Eu sunt, împreună cu soțul meu, suntem membri la Biserica Baptistă din Charlotte, North Carolina. Biserică păstorită de fratele Livius Percy. Este o biserică română. Avem și noi o cultură, nici nu știu cum să-i spun, româno-americană și nici prea română, nici prea americană, este undeva de mijloc. Ne confruntăm cu multe schimbări și noi, dar totuși mai apropiat suntem de limba română. Nici nu m-am gândit să scriu în engleză, în limba engleză. Cred că americanii pot să scrie pentru ei și noi românii, eu sunt româncă. Am cetățenie americană, într-adevăr, dar sunt româncă. Și mi-este mult mai ușor să scriu în românește. Și mă gândesc că tu ai vrut să slujești oamenilor națiunii române. Da. Să fie mai aproape de Dumnezeu, să cunoască, da. Din experiență. Bun, hai să mergem la cărțile care au apărut acum și despre care foarte puțină lume știe deocamdată. Da, este adevărat. Au apărut doar săptămâna trecută. Au ieșit de la tipar și mă bucur să le am împreună cu mine. Este cartea Schimbă-mi inima.
După ce am trecut de prima carte și a doua, parcă mi-a venit mai ușor să stau la computer și să încep să scriu. Și am ales cartea Isaia, tot așa pentru că studiez cu un grup de surori, cartea Isaia. Și în măsura în care eu studiez și lucrez mult pe text și scriu. Și acesta a fost motivul că am ales această carte. Pe de altă parte, cartea Isaia este o carte minunată. Isaia este prorocul Vechiului Testament care descrie caracterul lui Dumnezeu în această carte și inima lui Dumnezeu care bate pentru popor. Este o expresie, îmi plânge inima pentru popor, spune Dumnezeu. Dumnezeu plângea pentru popor pentru că se depărtase de el. Și nu ținea calea cea dreaptă, tot se uita la neamurile din jur, la idolatria din jur și... Se lăsa influențat. Da, se lăsa influențat. Și am această teamă pentru noi ca și creștini să nu ne lăsăm furați de cei din jur. Și cred că această carte Isaia este pentru noi, ca și orice carte din Biblie astăzi, este foarte actuală. Dumnezeu vrea să ne spună, veniți de la întuneric, haideți la lumină, lumina a venit, de aceea îmi place și că am pus crucea pe copertă. Crucea, Iisus Hristos a venit, a murit pentru noi, Dumnezeu vrea să ne mântuiască, să ieșim din întuneric, să ne lăsăm inima schimbată de El și să trăim în ascultare de Dumnezeu. Deci cartea s-a născut în urma unor experiențe împărtășite la un grup de studiu. Câte femei erau în grupul acesta de studiu? Eram în jur de 15 femei în grupul mic. Și cum obișnuiți să studiați? Vă luați pentru o săptămână sau pentru câteva zile o parte din Biblie, din carte? Mă bucur foarte mult că mi-ați pus această întrebare. Eu cred că trebuie să fim foarte serioși cu toate lucrurile. Așa cum suntem de serioși cu pasiunea vieții noastre sau cu cel mai iubit lucru de pe pământ. Așa trebuie să fim cu toate lucrurile, dar în mod deosebit cu studiul Bibliei. Studiul Bibliei nu se face odată pe săptămână sau odată pe lună. Studiul Bibliei se face zilnic. Și cartea aceasta a fost împărțită pe zile. În fiecare zi aveam o temă. Aveam un pasaj din Isaia și câteva răspunsuri, întrebări și răspunsuri, care duceau la anumite concluzii. Când în fiecare zi te apropii de Dumnezeu, Dumnezeu începe să-ți vorbească. Dacă nu te apropii de Dumnezeu decât rar, pierzi legătura și continuitatea. De aceea mă bucur așa de mult pentru 3 din cărțile mele care sunt meditații zilnice, una după alta, în fiecare zi. Mi-am dorit să creez această relație cu Dumnezeu zilnică și prin cărțile mele și să ajut la acest obicei bun de a avea o relație cu Dumnezeu zilnică. Și meditațiile sunt scurte, sunt o pagină, în 5 minute pot fi citite și totuși pot să fie o hrană spirituală fantastică și datorită întrebărilor care sunt de cercetare și evaluare la care te poți gândi și în timpul zilei și seara poți din nou să te mai gândești dacă ai timp și dacă vrei. Ar trebui să avem timp pentru că Biblia ne învață ca noi să ne ținem mintea concentrată la cuvântul lui Dumnezeu. Am citit cărți în ultima perioadă scrisă de Joyce Meyer, Pe câmpul de luptă al minții, este tradusă și în limba română și este și în engleză și foarte, foarte mult exprimă dânsa importanța de a ne ține mintea concentrată la cuvântul lui Dumnezeu. Ne putem gândi la foarte multe lucruri, putem să ne îngrijorăm sau putem să ne facem planuri sau putem să visăm, dar dacă cuvântul lui Dumnezeu nu este în mintea noastră, toate acestea nu ne folosesc. Și poate chiar diavolul să ne, în viziunea scriitoarei Joyce Meyer, să ne guverneze viața, guvernându-ne gândurile. Și dacă avem cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră, altfel ne gândim viața. Pentru că zicem, ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre colegul meu? Despre relația cu colegul meu? Ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre mâncarea pe care o mănânc?
absolut toate lucrurile trebuie gândite din perspectiva cuvântului lui Dumnezeu. Deci gândirea noastră, cum ne spune și Biblia, gândiți-vă la lucrurile de sus. Gândirea voastră trebuie să fie duhovnicească. Gândirea noastră trebuie să fie o gândire spirituală, nu lumească, nu firească, în toate domeniile vieții. Nu înseamnă că spunem versete toată ziua. Având cuvântul lui Dumnezeu în mintea noastră, înseamnă că avem o gândire cristică, o gândire bazată pe principiile biblice, în toate domeniile vieții. Foarte interesant cum spuneai că în fiecare zi trebuie să ne facem câteva minute să citim, pentru că altfel pierdem legătura cu Domnul și văd că nu avem de citit decât o pagină. Da. Decât o pagină și apoi toată ziua să medităm. Dar vreau să revin, pentru că voi vrea să citim o pagină de aici, să dăm așa o mostră din carte. Cum se întâmpla la grupul vostru de studiu? Fiecare femeie își scria meditațiile ei și apoi când vă întâlneați, discutați? Nu scriam. Nu? Nu scriam meditații, ci erau discuții libere. Nu scriam nimic, decât acasă ne făceam. Eu îmi făceam notițele acasă. Ok. Întrebări și răspunsuri pe text. Da. Și pe urmă când ne adunam, discutam. Totul era discuție. Ok. Și pe urmă când mergeam acasă, din nou luam Biblia și cartea și notițele și din nou munceam pe text. Dar e foarte greu să coordonezi un grup de discuții cu 15 persoane și mai ales dacă ele sunt femei și au foarte multe de spus. E adevărat, este foarte greu. De aceea cine conduce trebuie să aibă grijă să centreze toate lucrurile și să nu lase discuțiile libere, să ne aducă din nou, dar cu grijă și cu dragoste și cu respect, să ne ajutăm să ne ținem focalizarea la, spunem noi în America, the main thing, focus. Focalizarea noastră trebuie să fie acolo, nu la altceva. În momentul în care, trebuie un pic de practică, în momentul în care te aduni, trebuie un pic surorile ajutate să se păstreze la subiect. Un pic de disciplină. Da, un pic de disciplină. Și cum reușești să faci lucrul ăsta fără să le superi? Eu am un grup de rugăciune. Ne adunăm cu surorile sâmbăta și mereu le spun, fetelor, nu vorbim nimic, numai ne rugăm. Nu vorbim nimic, numai ne rugăm. Nu vorbim nimic, numai ne rugăm. Și citim din Biblie și ne rugăm, citim din Biblie și ne rugăm, nu vorbim nimic. Nu spunem ce ni s-a întâmplat, nu spunem ce am mai citit, nu spunem absolut nimic. Numai ne rugăm și citim texte din Biblie. Și avem, sigur că ne rugăm pentru familiile noastre, pentru anumite cazuri, pentru relația noastră cu Dumnezeu. Deci avem un tipar pe care mergem, dar nu intrăm în discuții. Deci le amintesc mereu și mereu ce avem de făcut. E un exercițiu al disciplinei. Ne concentrăm la ce avem de făcut acum. Da. Nu la ce... Și așa se întâmplă și cu studiul biblic. Fetelor, haideți la subiect. La subiect. Nu mergem în altă parte. Este foarte greu. Într-adevăr, trebuie disciplină. Pentru că noi vorbim foarte mult. Și să știți că nu numai noi, și bărbații au limbă. Și ei vorbesc mult. Nu se întâmplă să se supere vreodată când le atrage atenția să revină la subiect? Eu cred că nu se supără. Dacă se supără, poate nu mai vin, dar n-am avut cazul acesta când am mai venit. E bine. Am găsit aici o pagină foarte frumoasă, Isaia 54, versetul 1a. Și dacă îmi dai voie, o să o citesc. Bucură-te! Așa este versetul. Doamne, îți mulțumesc că mă inviți la bucurie. Trecutul meu nu trebuie să mă încurce. Astăzi aleg să mă bucur. Mă bucur pentru că Tu m-ai binecuvântat. Binecuvântările Tale sunt gratuite. Nu trebuie să le cumpăr. Dragostea, iertarea, restaurarea sunt promisiuni veșnice pentru mine. Nu mă tem că voi rămâne de rușine. Voi uita toate lucrurile rele din trecut și nu-mi voi aduce aminte de ele, pentru că Tu ești răscumpărătorul meu, Sfântul lui Israel, Dumnezeul întregului pământ. Tu mă chem să mă întorc spre Tine. Tu mă primești înapoi cu o mare dragoste.
Ai fost mâniat pe mine pentru o clipă, dar te înduri de mine și mă iubești cu o dragoste veșnică. Mă bucur că legământul tău de pace cu mine nu se va clătina și dragostea ta față de mine nu se va muta. Tu îmi vei da propășire. Tu mă vei întări în neprihănire. Tu vei binecuvânta casa mea. Tu îi vei face pe copiii mei ucenici ai Domnului. Tu vei da propășire copiilor mei. Tu îmi vei da liniște. Tu vei alunga teama și spaima. Tu vei fi puterea mea și vei doborâ pe împotrivitori. Tu îl vei nimici pe cel rău. Tu vei osândi orice limbă care se ridică împotriva mea. Tu ești moștenirea mea. Tu ești mântuirea mea. Doamne, mulțumesc pentru bucuria pe care o dai inimii mele. La fiecare capitol este, de fapt, o rugăciune pe capitolul 54. La fiecare sfârșit de capitol am înălțat o rugăciune către Dumnezeul meu bazată pe textul biblic. Deci aceasta este o rugăciune. Este rugăciune de sfârșit de capitol. De obicei mă duc și pe text cu întrebări, cum ziceam mai înainte, dar ție ți s-a deschis chiar la o rugăciune pe capitol. La o proclamare. O să citim, proclamarea capitolului 54. O să citim și parte care este cu întrebări. Dacă ne uităm, tot bucură-te. Aici o să citesc doar o parte din ce este. Cu Dumnezeu întotdeauna mai avem o șansă. Fiecare zi este o nouă ocazie să descoperim îndurarea lui Dumnezeu față de noi. Femeia fără copii va ajunge roditoare. Femeia părăsită va fi restaurată în căsătoria ei. Cetatea distrusă va fi reconstruită. Mai este har? Pentru cine? Iată întrebările. Pentru mine și pentru tine. Nu contează ce s-a întâmplat în viața noastră, mai este har. Mai este binecuvântare cât trăim. Inima mea se bucură pentru că tu ești răscumpărătorul meu. Da, așa este. Așa este. Este o provocare la încrederea în bunătatea lui Dumnezeu. De fapt, toată cartea Isaia este o chemare a lui Dumnezeu pentru fiecare dintre noi, indiferent de trecutul nostru, indiferent de consecințele alegerilor noastre. Totuși, există un viitor și o nădejde pentru noi toți. Întoarcerea noastră către Dumnezeu ne dă șanse să refacem relația cu El. Cât timp ți-a luat să scrii cartea? Este o minune ce s-a întâmplat cu fiecare carte în parte. N-am crezut că o să scriu așa de repede. L-am scris prea repede după mine. Așa cred. Dar parcă eu scriam 10 pagini și apăreau 15, 20. Nu le-am putut controla. Eu scriam, dar nu știu cum s-au înmulțit. Și nu știu cum au apărut 4 într-un interval de timp foarte scurt. Din start ai împărțit cartea pe zile, meditațiile, sau ai scris meditația și după aceea ai împărțit-o, asta e pentru o zi, asta e pentru o altă zi? M-am dus pe text, pe bucăți mici de text și pe urmă le-am împărțit. Și pe urmă le-am împărțit pe zile și am adus completările necesare. Deci n-ai pornit de la început cu ziua 1, ziua 2? Da, n-am știut că o să fie meditații la început. Pe urmă am început așa cu zile și am fost mai atentă să mă încadrez. Tu ești ca și când se naște un copil. Mama nu știe dacă e fetiță sau băiat, dar știe că o să fie un copil și se roagă așa să fie sănătos. Vreau să întreb ceva mai personal, dacă vrei să ne spui. Și tu te miri cât de repede ai scris 4 cărți. Deci ai început în 2009, suntem în 2012 și cărțile sunt aici la noi pe masă. Te ocupi doar de scrieri? Cum îți găsești timp? Care e viața ta? Este o mare diferență între România și America. Eu am trăit în România 41 de ani și cunosc viața din România. Sunt în America de 11 ani. Din
observațiile mele, cred că în America se lucrează foarte mult, mai mult decât în România. Nu numai ale tale, cam toată lumea cine merge în vizită spune că e un ritm infernal, spun unii, în comparație cu ceea ce este la noi. Da, deci eu am făcut foarte multe lucruri, nu știu cum mi-a întărit Dumnezeu mâinile și pașii mei să fac așa de multe lucruri. Eu merg la lucru în fiecare zi, dar nu o normă întreagă, ci numai o jumătate de normă. Avem acasă și o fermă cu animale și îl mai ajut pe soțul meu și la lucru pământului, nu mult, dar îl ajut și se bazează pe mine în foarte multe lucruri. Și lucrul la fermă acum a încetat, dar este mai puțin acum, a fost foarte mult pentru că am pornit de la zero și soțul meu s-a bazat foarte mult pe mine să-l ajut, așa că l-am ajutat și la gardurile de sârmă ghimpată și mi-am luat și cizmele de gumă în picioare și m-am bucurat să mă duc cu caprele în pădure, chiar să le cânt și să fiu bucuroasă pentru că Domnul va fi cu mine în perioada asta scurtă. Visam, astăzi este greu, dar mâine probabil o să fie mai bine. Și nu vreau să-mi stric ziua de mâine fiind nemulțumită astăzi. Mă rugam mult Domnului, Doamne, să nu fiu nemulțumită. Dimpotrivă, voiam să fiu foarte mulțumită. Și voiam să fiu plină de bucurie și plină de liniște și de pace, indiferent ce vine în viața mea. Deci am fost foarte ocupată, de aceea nu-mi imaginez cum am scris 4 cărți. Totuși mi-amintesc că au fost zile când scriam câte 10 ore pe zi, nu multe, dar au fost, când stăteam și până pe la 12-1 noaptea și dacă noaptea mă trezeam și aveam o idee, mă ridicam din pat pentru că am uitat-o când nu m-am ridicat și îmi notam ceva și eram foarte preocupată în timpul zilei sau pe mașină când mergeam și veneam acasă, tot mă gândeam cum să fac, ce să fac, ce să mai adaug, ceva nu-i bine. Deci eram în continuu. Aș putea să spun că dormeam 8 ore și restul le lucram. Impresionant! Poate și mai puțin. Am avut momente și de 6 și 7 ore, dar nu știu cum am rezistat. A fost o perioadă foarte... De când m-am dus în America... nu de când m-am dus. Poate ultimii 6 ani au fost foarte grei, am muncit foarte mult. De aceea nu-mi imaginez cum am scris și 4 cărți. Impresionant, pentru că probabil cei care ne privesc acum se gândesc, ei, și mie mi-ar place să scriu, dar nu am timp, am copii de îngrijit, am un serviciu. Dar așa cum spui tu, eu cred că puțin cu puțin se adună. Dacă astăzi stai și ca la croșetat, dacă ne mai amintim de pe vremurile vechi, astăzi croșetez câteva rânduri, mâine alte rânduri și se face vestuța sau ciorăpelul sau ce este programat să iasă. Și e impresionantă credința ta că vei finaliza proiectul. Da. Voiam să muncesc cât de mult pot și ceream putere de la Dumnezeu. Și aici este important să remarc acest lucru. Orice lucrare a lui Dumnezeu trebuie făcută prin puterea Duhului Sfânt. Și mă bazam pe puterea lui Dumnezeu să completeze ceea ce eu nu pot să fac. Și poate că trecem la următoarea carte acum. Mă gândesc că mai avem puține minute până la finalizarea emisiunii și o să te provoc să continuăm discuția într-o emisiune următoare în care să ne ocupăm mai mult de cartea a doua. Bine. Haide să rămânem la Schimbăm inima, okay. Că este important să ne dezvălui cât mai multe. Am încă o întrebare sau două despre ea. Okay. Am văzut că în cuvântul înainte am remarcat un citat acolo. Tot ce se întâmplă în viața noastră ne determină să ne schimbăm inima. Lumina venită de sus ne determină să ne schimbăm inima după voia Domnului. Întunericul ne distruge. Vom lăsa întunericul sau tot mai multă lumină în inima noastră? Și versetul cu care începe cuvântul înainte
este El Domnul, m-a trimis, e vorba de Domnul Iisus Hristos, să vindec pe cei cu inima zdrobită. Isaia 61:1. Acesta este cuvântul, versetul cu care tu îți începi cuvântul înainte. Și te-aș invita să comentezi acest citat. Atât versetul, cât și și citatul acesta de aici. De fapt, cartea aceasta este o prezentare a luminii care alungă întunericul. Numai cuvântul lui Dumnezeu poate să alunge întunericul din viața noastră. Și Isaia este o carte plină de speranță, cu toate că poporul trece prin greutăți mari și la urmă chiar ajunge în robie, pentru că nu ascultă de Dumnezeu. Dumnezeu îl cheamă și el nu ascultă de Dumnezeu. Urechilele sunt acoperite, ochile nu mai văd, nimic nu se întâmplă din promisiunile lui Dumnezeu în poporul Israel. Și totuși Dumnezeu îi cheamă și spune, va fi o rămășiță care va accepta lumina. Așa ne spune și nouă Dumnezeu. Veniți la lumină. Lumina este Hristos. Trebuie să venim la Hristos. El, Hristos, cum spune în versetul acesta, vindecă pe cei cu inima zdrobită. În Isaia, capitolul 40, este capitolul care m-a impresionat pe mine cel mai mult. În prima parte este descrisă mânghierea lui Dumnezeu pentru popor și în a doua parte este măreția lui Dumnezeu. Dumnezeu este atât de mare încât poate să facă orice lucru, dar chiar și o inimă zdrobită, dacă vine la El, poate să fie restaurată. Și Dumnezeu ne cheamă să venim cu inima noastră la El. Toți avem nevoie de restaurare. Mesajul lui Dumnezeu este și unul de avertizare în cartea Isaia pentru cei ce nu ascultă și despre judecata lui Dumnezeu care aduce o umbră de tristețe în viața celor care se roagă pentru cei necredincioși, pentru că noi știm care este destinul celor necredincioși, cei care nu acceptă credința în Dumnezeu. Și totuși mai este har. Până trăim, toți avem harul să ne întoarcem la Dumnezeu. Și este de datoria noastră să chemăm oamenii la pocăință, să ne rugăm pentru ei, să le spunem că lumina a venit, Domnul vindecă inimile strobite și avem un viitor împreună cu El. Impresionantă perspectiva optimistă care tu aduci și de plină de speranță pentru fiecare. Să nu deznădăjduim niciodată. Dacă avem un soț sau o soție sau un copil neascultător, există speranță. Până trăim, Domnul lucrează în viețile noastre. De ce ai ales cartea Isaia? Puteai să alegi oricare altă carte din Biblie. Cum s-a nimerit să alegi cartea Isaia ca să scrii meditații zilnice? Mă gândesc să aleg și din Noul Testament cărți și din Vechiul Testament cărți. Și aceasta a fost prima carte din Vechiul Testament care mi-a atras atenția. Și o consider foarte specială și pentru că prima a fost Evanghelia după Ioan și Isaia este considerată Evanghelia Vechiului Testament. Și m-am gândit că ar fi minunat să-L vedem pe Domnul Iisus Hristos chiar în Vechiul Testament. Isaia îl prezintă pe Domnul Iisus Hristos în Vechiul Testament. Ai spus că ați studiat cartea Isaia cu un grup de femei. Cât timp a luat studiul? Un an de zile. Un an de zile. Un an de zile. Și împărțit textul pentru... Cât de des vă întâlneați? O dată pe săptămână ne întâlneam, dar ne făceam temele acasă în fiecare zi. Este un efort o dată pe săptămână, ținând cont de faptul că, așa cum ai spus tu, avem și alte responsabilități. Da, și distanțele la noi sunt foarte mari. Trebuie să mergem cu mașină și nu aproape. Deci este un efort, într-adevăr. Și cum spuneam, se lucrează mult, se lucrează de dimineața până seara. Nu este ușor și nu multă lume se adună ca să studieze și să se ocupe de întâlnirile frățești. Chiar în ziua de duminică este greu uneori să meargă oamenii la biserică, sunt distanțele foarte mari și nu plătesc prețul, ceea ce este
Este dureros să știm că și să vedem că biserica, oamenii părăsesc biserica. Și mă gândesc că este foarte necesar să ne încurajăm unii pe alții să nu părăsim biserica și să nu părăsim studiul Bibliei și să citim cărți și să ne rugăm și să cântăm, să ne sacrificăm pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru întâlnirile între credincioși, nu pentru pământ. Să lucrăm mai mult în împărăția Domnului. Care au fost beneficiile pe care tu personal le-ai primit în urma acestui sacrificiu, în urma faptului că ți-ai pus timp deoparte și ai vrut să te ții de studiu și de întâlniri? Eu sunt cea mai câștigată. Înainte de a scrie cărțile și cu trecutul meu, toată viața în biserică, am crezut că sunt o persoană matură. În momentul în care am început să scriu cărțile, am descoperit tot mai mult în mine nevoia de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a-L înțelege pe Dumnezeu mai mult și parcă mă vedeam tot mai nepregătită pentru lucrarea lui Dumnezeu și uneori chiar departe de Dumnezeu. Deși cunoșteam Biblia, cum ziceam, datorită trecutului meu, totuși parcă mi s-a luat un văl de pe ochi și altfel am înțeles pe Dumnezeu. Și s-a trezit în mine dorința de a sta mai aproape de Dumnezeu. Și nu numai atât, dar un lucru care mă bucură foarte mult este că mă despart tot mai mult de pământ și mă leg tot mai mult de cer. Și prețuiesc tot mai mult valorile Domnului în comparație cu valorile pământului și mă doare să văd lumea alergând așa de mult după ceea ce este pământesc în defavoarea a ceea ce este ceresc. Și mă bucur foarte mult să văd aceste cărți care să-i ajute pe oameni să prețuiască ceea ce este veșnic în defavoarea ceea ce este trecător, atât de trecător. Ceea ce este cu adevărat valoros, sigur, este ceea ce nu se perimă odată cu trecerea timpului. Nu este din categoria lucrurilor care trec odată cu întrebuințarea lor. Ana, îți mulțumesc mult pentru ceea ce ne-ai împărtășit și cu siguranță cred că despre tine, despre cărțile tale și chiar despre această emisiune în care tu te-ai străduit să ne motivezi, să ne ținem mintea focalizată la lucrurile de sus și la valorile Domnului. Cred că s-a scris în ceruri o carte de amintire. Amin. Care se va citi vreodată când vom fi și noi acolo. Da. Îți doresc multă binecuvântare și Dumnezeu să facă să se dezvolte talentul tău și ceea ce tu ai primit de la el și să poți să lucrezi și mai mult în continuare. Vă mulțumesc foarte mult și de binecuvântarea pe care mi-ați dat-o și de posibilitatea pe care am avut-o aici împreună cu dumneavoastră să împărtășesc lucruri din viața mea. Și aș dori să fie o bucurie pentru ascultători, pentru și cărțile mele să fie o binecuvântare pentru oameni. De fapt, mă rog, aproape zilnic, Dumnezeu să binecuvinteze ceea ce scriu, să fie o mare binecuvântare pentru ceea ce citesc. Să binecuvinteze cititorii, așa. Amin. Trebuie să spunem telespectatorilor că nu ne-am referit deloc la cartea Inim lângă Inim, dar vom reveni asupra ei într-o emisiune viitoare. Bine. Îți mulțumesc mult încă o dată. Dragi prieteni, a fost o emisiune de tip studiu, de a descoperi noile cărți care au apărut în Biblioteca Creștină Românească și care va fi urmată de o altă emisiune asemănătoare în care vom dezbate o altă carte a doamnei Ana Tătar Andras. Vă mulțumim pentru atenție. Fiți binecuvântați și dacă reușiți să puneți mâna pe o carte a doamnei Ana Tătar Andras, vă doresc lectură plăcută. La revedere!
o emisiune sponsorizată de Matero.